Vă salutăm din Loma Linda la începutul zilei de sabat. Vă dorim multă binecuvântare și Harul lui Dumnezeu să ne însoțească, să ne conducă mai departe, după cum ne-a condus și până acum. Suntem mai aproape cu o săptămână de cer. Dumnezeu a fost cu noi și în sabatul acesta vom primi din nou binecuvântarea cuvântului. Câteva cuvinte despre programul din sabatul acesta. În seara aceasta, fratele pastor Titus Cazan va prezenta cuvântul, apoi va urma Strângeți poporul, prezentat de fratele Dănăiață, mâine dimineață, ora Californiei, ora 9, apoi vom continua seria Punctul Critic cu emisiunea de lung promisă, Sinuciderea protestantismului, partea a doua. Nu am terminat încă studioul de renovat, dar facem progres și sperăm să oferim o emisiune de calitate mâine dimineață. Apoi predica obișnuită la ora 11 și după amiază un program special cu tinerii bisericii Loma Linda. Restul anunțurilor vor fi mâine dimineață la ora 11. Vă invităm să ne rugăm împreună la începerea serviciului divin și să ne bucurăm în binecuvântările pe care Dumnezeu ni le dăruiește. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că ai fost cu noi până acum, îți mulțumim pentru binecuvântările pe care le trimiți asupra noastră, îți mulțumim pentru dragostea pe care ne arăți în fiecare zi, îți mulțumim pentru cuvântul tău și te rugăm să dai o binecuvântare deosebită asupra vorbitorului din seara aceasta, să dai putere cuvântului și să dai înțelegere poporului tău care ascultă. Fii tu cu noi și mai departe, binecuvintează-ne și numele tău să fie lăudat în veci de veci. Amin.
Textul biblic de care ne ocupăm astă seară este unic în felul lui în Biblie și anume sunt ultimile cuvinte ale Domnului Hristos spuse ucenicilor lui înainte de arestarea lui. După ce a spus aceste cuvinte, a urmat rugăciunea lui de mijlocire pentru ucenicii lui și apoi arestarea lui. Textul la care mă refer este cel din Ioan 16, versetele 32 și 33. Iată că vine ceasul, zice Domnul Hristos, și a și venit. Când veți fi toți risipiți, fiecare la lucrul lui. Și pe mine mă părăsiți și m-ați lăsat singur, dar nu sunt singur, că sunt cu Tatăl. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine, dar în lume veți avea necazuri, eu am biruit lumea și voi o veți birui. Foarte interesant, deși acest pasaj biblic apare în mai multe locuri, și în Evanghelia după Matei la capitolul 26 și în Marcu 14, și este luat, de fapt, din profeția lui Zaharia, capitolul 13 la versetul 7, unde foarte interesant se spune că sabia se va ridica împotriva păstorului meu, zice textul din Zaharia, și aceluia care mi este tovarăș, se referă la Domnul Hristos. Și așa a fost și înțeles de cei care au scris Vechiul Testament. Ceea ce mi-a atras atenția de la început este următorul lucru. Că Domnul Hristos zice așa, veți fi risipiți fiecare la lucrul lui. Foarte interesant că vorbește Domnul Hristos despre fiecare. Aceasta mi-atrage atenția la ideea că nu toți aceia care au urmat pe Domnul Hristos sunt la fel unul cu altul. Ei pot fi diferiți. Fiecare la lucrul lui, zice Domnul Hristos. De ce fiecare? Pentru că nu suntem la fel și pentru că, dureros de spus, nu toți vor rămâne cu Domnul Hristos până la sfârșit. Unii pleacă, cei mai mulți pleacă și se risipesc, unii vin înapoi, alții nu mai vin niciodată, ceea ce este foarte trist. Și Domnul Hristos menționează lucrul acesta acolo. În poporul lui Dumnezeu am învățat și noi mai de mult că e o deosebire între unii și alții. Deosebire pe care noi nu o putem face, pe care o face Dumnezeu. Dar Domnul Hristos menționează lucrul acesta și vorbește cu tristețe de cei care pleacă și se duc la lucrul lui fiecare. Fiecare, deci nu toți într-un loc. El îi urmărește și unde se duc, fiindcă îi iubește și îi vrea înapoi. Dar ei nu vin înapoi toți. Unii vin și alții nu vor veni niciodată. Am în minte pe Petru, care s-a lepădat de Domnul, și pe Iuda, care nu s-a mai pocăit niciodată de ce a făcut el. Și aceștia stau ca un simbol pentru experiențe viitoare. Ce aduc înaintea dumneavoastră astă seară mi se pare foarte interesant. Voi vorbi câteva cuvinte despre un fel de cod
de identificare a celora care vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Noi ne deosebim unii de alții prin amprente digitale, prin structura moleculară, noi zicem ADN românește, DNA în limba engleză, care se deosebește de la unul la celălalt. Dar ascultați dumneavoastră la câteva versete din Biblie care mi se par vrednice de atenție. În biserica adresată, către bisericii adresată și așezată în Pergam, Domnul spune între altele, vorbește acolo de Balaam, vorbește de Izabela, vorbește de Nicolaiți, de lucruri neplăcute care au avut loc în primele secole, secole eventual 5-6 după Domnul Hristos, când conducerea Romii o preluase biserica. Biserica istorică, papalitatea, episcopul de la Roma. Dar ascultați dumneavoastră ce spune versetul respectiv din Apocalips 2:17. Zice așa, cel ce va birui va primi mana ascunsă și îi voi da, zice Domnul Hristos, o piatră albă pe care stă scris un nume pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Nimeni nu știe numele respectiv și ce scrie pe el, decât o singură persoană, cel care primește acest nume. Am să dau un alt exemplu. Exemplul următor este din Apocalips 14, unde e vorba de cei 144.000, un număr interesant, eventual simbolic, comparat cu alte pasaje din Biblie, unde se spune despre cei 144.000 că ei cântau o cântare adresată Mântuitorului, cântare pe care nu putea să o învețe nimeni decât ei. E vorba de un cod aici. Noi avem și noi ceea ce ne distinge pe unul de altul, amprente digitale, amprente vocale și alte mijloace din acestea de identificare personală. Dar în cazul acesta e vorba de ceva cu valoare spirituală pe care noi nu-l putem înțelege și nu-l știm la data aceasta. Este vorba deci de un cod pe care îl au între ei și Dumnezeu cei care vor fi mântuiți. Foarte interesant lucrul acesta, mi s-a părut mie și vrednic de urmărit în măsura în care noi putem să înțelegem și în măsura în care Dumnezeu ne lasă să știm anumite lucruri din planurile Lui. E vorba de această identificare specială a fiecărui individ în legătura lui cu Dumnezeu. Și Domnul Hristos vorbește de cei care au fost risipiți și a plecat fiecare la lucrul lui și în felul acesta Dumnezeu îi știe și îi urmărește și îi iubește, dar ei rămân fiecare după alegerea lor, fie în direcția în care au pornit, fie se întorc la Domnul Hristos cu toată inima și în toată umilința. În urmărirea acestui subiect, ceea ce mi se pare de asemenea interesant este faptul că în momentul în care cineva pleacă de lângă Domnul Hristos, aceasta îi produce și lui întristare. Domnul Hristos se lasă îngrijorat și afectat de faptul că oamenii care fuseseră cu El l-au părăsit și l-au lăsat singur în momentul cel mai greu al experienței Lui de pe acest pământ. Suntem aici în punctul acesta în care merită și noi să ne examinăm puțin, să vedem cum stăm în fața Lui Dumnezeu.
Dar iată să dezvoltăm puțin ideea aceasta. Domnul Hristos vorbește, deci, despre cei care îl părăsesc pe El într-un anumit moment de îngrijorare, de criză, de încercare, când sunt risipiți oamenii. Nu știu în ce măsură putem noi echivala risipirea de acum a bisericii, văzând că noi nu ne putem întâlni la adunare cu frații noștri pe care îi cunoaștem și îi iubim și așteptăm să-i vedem totdeauna cu drag, dar Domnul Hristos știe despre ce vorbește El aici. Pentru că în momentul în care există un cod personal care îl asociază pe cel care va fi în împărăția lui Dumnezeu cu Mântuitorul lui, El este singurul care are cunoștință de acest cod. De unde se poate înțelege cu ușurință următorul lucru. Când urmăm pe Domnul Hristos cu toată inima noastră și cu tot sufletul nostru, El ne primește cu drag și ne așteaptă să rămânem cu El, să nu plecăm de lângă El niciodată. Ceea ce duce la un titlu potențial, și anume care zice niciodată singur. Domnul Hristos zice, eu nu sunt singur. Voi ați plecat și mă lăsați singur, dar eu nu sunt singur, fiindcă Tatăl este cu mine. De aici se pot desprinde anumite gânduri care ne interesează. De exemplu, unul dintre ele este acesta, că noi nu putem să decidem singuri de starea în care ne găsim. Pentru că s-ar putea întâmpla, la un moment dat, să ne găsim la o oarecare distanță de Domnul Hristos. Trăim într-o lume în care sunt mulți care repetă numele Domnului Hristos și făgăduințele Lui scumpe, dar care nu au luat în serios viața de credință. De exemplu, noi oamenii obișnuim să fim conștienți că avem niște defecte și unii dintre noi speră că ceea ce noi nu putem desăvârși în viața noastră, va face Dumnezeu la sfârșit, prin harul Lui și prin bunătatea Lui. Cred că trebuie să fim precauți în privința aceasta, fiindcă uitați-vă ce ne spune Biblia. Biblia ne spune că firea pământească va exista în noi până la data venirii Domnului Hristos și a învierii celor morți. Pentru că stă scris, carnea și sângele nu pot să moștenească neputrezirea. 1 Corinteni 15:50 și mai departe. Ele nu pot moșteni neputrezirea. Aceasta o face Dumnezeu. Dar aceasta nu înseamnă că noi suntem sclavii firii pământești, cărnii și sângelui, cum zice textul respectiv și alte texte la fel din Biblie. Noi trebuie să fim conștienți de faptul că suntem lăsați să avem mai departe firea noastră pământească, dar despre ea trebuie să se aplice cu siguranță ce găsim scris în Galateni, capitolul 2:20, unde stă scris așa. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu trăiesc eu, ci El trăiește în mine. Ceea ce înseamnă că noi avem o fire pământească, dar ea e lăsată acolo de parcă n-ar exista. Nu facem apel la ea, nu ne interesează
dorințele ei, care vreodată ar putea să apară, să ne tenteze într-o direcție oarecare, aceasta nu ne interesează. Am fost răstignit și trăiesc, dar nu trăiesc eu, ci Domnul Hristos trăiește în noi. De asemenea, este interesant ce ne spune Biblia, că nu putem păcătui în continuare până când va veni Domnul Hristos, cu speranța că El va completa ceea ce n-am făcut noi la data respectivă. Biblia este foarte clară. În 1 Ioan, în capitolul 3, la versetele 20 sau următoarele, zice, cine păcătuiește n-a văzut și n-a cunoscut pe Dumnezeu. Dumnezeu nu face niciun legământ cu firea pământească. O lăsăm să stea acolo și nu o consultăm și nu ne interesează dorințele ei, până când va veni Domnul Hristos și ne va da o fire nouă și un alt caracter. Este de asemenea interesant că trăim într-o lume în care se crede, se afirmă cel puțin, într-o lume care se numește creștină, că atunci când venim la credință și ne punem nădejdea în Domnul Hristos, El ne îndreptățește. Și sigur, așa este. Iertarea Lui este egală cu îndreptățirea noastră. Ne face El loc între cei drepți ai Lui. Dar aceasta nu înseamnă că ne dă autorizație să păcătuim. Niciodată lucrul acesta nu este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să înțelegem ceea ce ne învață Biblia și să urmărim cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, dați-mi voie să recapitulez puțin. La un moment dat, vine ceasul, zice Domnul Hristos, și a și venit, o spune la data respectivă, când veți fi risipiți. Noi nu știm această risipă dacă se poate compara cu ceva din timpul nostru. Nu știu. Nu fac nicio apreciere de acest fel, fiindcă nu mă interesează subiectul respectiv. Dar este vrednic de reținut că risipirea aceasta de care vorbește Domnul Hristos poate să îmbrace forme multiple, forme care n-au existat mai înainte. Și în Luca, în capitolul 21, ni se spune, între altele, într-un capitol foarte interesant, că puterile cerului vor fi clătinate. Aceasta înseamnă că Dumnezeu permite vrăjmașului să-și desfășoare activitatea lui și în natură, în natura din sistemul în care trăim noi, din sistemul solar, zicem noi, nu în cer. În cer nu mai are el acces acolo. Dar aici pot să apară forme cu totul noi și necunoscute. Noi trebuie să fim precauți și să ne așteptăm la forme neașteptate de atac împotriva cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Încă o dată mă întorc la Domnul Hristos. El zice așa. El zice, veți fi risipiți, vine ceasul. Și a și venit. Când veți fi risipiți. Și pe mine mă veți lăsa, se va duce fiecare la lucrul lui. Pe mine mă lăsați singur, dar nu sunt singur, fiindcă Tatăl este cu mine. Domnul Hristos așa a trăit în legătură cu Tatăl Său. Dar scopul pentru care Domnul Hristos face această lucrare cu fiecare dintre noi este următorul. V-am spus aceste lucruri, zice Domnul Hristos, ca să aveți pace. Nu trebuie să ne alarmăm, nu trebuie să ne speriem,
Nu trebuie să ne fie frică. Noi trebuie să avem pace în mine, zice Domnul Hristos, în El. Pacea noastră este stabilită pe Domnul Hristos și pe lucrarea Lui. În mine veți avea pace, zice Domnul Hristos. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Nu trebuie să ne speriem de ce va veni. Pot să apară forme cu totul necunoscute în viitor de încercare. Noi acum suntem întristați că nu ne putem întâlni la adunare cu frații noștri pe care îi iubim. În același timp, așa cum am menționat, cu frică și cu durere, știm că se va face despărțire între cei care se numesc copii ai lui Dumnezeu. Nu o dorește Domnul Hristos, pe El l-a întristat lucrul acesta și i-a urmărit și pe aceștia, dar pe noi ne poate pune în gardă, și anume noi să fim atenți unde suntem. Fiindcă noi putem să slujim pe Domnul și să credem că suntem într-o stare bună, dar alegerea o face Dumnezeu până la urmă pentru fiecare. Și Domnul Hristos s-a întristat că l-au părăsit oamenii. Și a zis, pe mine mă lăsați singur, a zis Domnul Hristos, m-ați lăsat singur. L-a întristat lucrul acesta. El a spus, nu sunt singur, și acesta e un principiu și pentru noi, dar Domnul Hristos spune, Tatăl este cu mine și Tatăl vrea să fie cu fiecare dintre noi. Ne plecăm capetele înaintea Domnului Hristos și înaintea cuvintelor Lui extraordinare. Pasajul pe care l-am citat din Ioan 16, 32 și 33 este unic în Biblie. În felul în care Domnul Hristos adaugă detalii privind timpul când oamenii vor fi risipiți. Unul încoace și altul încolo, fiecare la lucrul lui. Și pentru că avem această prevedere a Domnului Hristos, ne plecăm și noi capetele spre El și spunem, Doamne, nu vrem să Te părăsim, vrem să stăm cu Tine și noi și să avem încredere în asigurarea Ta. Să aveți pace în mine, zice Domnul Hristos. Și îndrăzniți, că eu am biruit lumea. Nu vă speriați, nu vă faceți probleme pentru ziua de mâine. Stați liniștiți și calmi și încrezători în Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu știe ce să facă cu cei care se încredă în El. Dorim ca Domnul să binecuvinteze pe fiecare dintre copiii Lui care își pun nădejdea în El. Amin. Thank you.